Ciolucă, din orașul Ialoveni, este o instituție deschisă pentru implementarea proiectelor educaționale cu utilizarea tehnologiilor informaționale. În clasa viitorului explorăm o lume nouă și ne distrăm programând roboței. Deosebire de educație tradițională, proiectul Clasa Viitorului integrează disciplinile ordinare într-o învățătură coezivă în baza aplicațiilor digitale. Astfel, predarea în liceul teoretic Petru Ștefănucă a devenit mult mai inovativă atât pentru elevi cât și pentru profesori, utilizându-se noile instrumente de predare, dar și aplicații digitale propuse de acest proiect. Elevii, ghidați de cadrele didactice, au posibilitatea utilizării tehnologiilor informaționale care contribuie la dezvoltarea educației de calitate. Rând ozuboților, elevii au parcurs drumul de la Pabeș până la București, același drum pe care l-au parcurs răsculații în timpul Revoluției de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu. Ținând cont de recomandările Ministerului Educației referitoare la desfășurarea orelor pe perioada de pandemie, instrumente digitale propuse în cadrul proiectului Clasa Viitorului au fost utilizate eficient pentru realizarea lucrărilor de laborator și celor practice, atât la biologie cât și la celelalte discipline de studiu. În liceul teoretic Petru Ștefănucă, proiectul Clasa Viitorului a oferit șansa de a învăța altfel, mai eficient, mai interactiv și mai inovativ. Competențele digitale alături de creativitate, gândirea critică și cunoașterea tehnologiilor informaționale pot crea oportunități favorabile între viitorii angajați și locurile de muncă. Sunt mândră că liceul nostru face parte dintr-un proiect atât de frumos, care prin multitudinea de tehnologii incorporate aduce inovația, motivația, dar și experimentul în cadrul orelor de curs.